E adevărat ce se spune, că există campionate mondiale, că există campionate europene, dar că ceea ce rămâne pentru sportiv sunt Jocurile Olimpice, Olimpiada, și că ăla e cel mai important concurs? Acum, privind, sincer, privind acum ce se întâmplă, pentru că un titlu mondial nu e atât de important cum este o medalie la Olimpiadă. Pentru că prezentările care ți le face ca boxer profesionist, rar spune campion mondial în boxul amator. Nu-i trebuie să spune nimeni. Dacă spune o medalie la Olimpiadă, wow, deja sună important. Deja atenția oamenilor crește. Wow, este medalia. Și când te întâlnesc cu cineva și spun, sunt medaliat olimpic. Wow, felicitări. Și am fost campion mondial și în box. I don't care. Da. La olimpic, wow. So great, nu? Corect. Dar acolo atmosfera e altă, adică poți să vezi alți campioni care iau și tava și vin și mănâncă lângă tine, te întâlnești cu ei în satul olimpic, adică îți dai seama că și ei sunt muritori? Cum să nu? Noi suntem cei mai muritori de ei. Ei, nu sunteți chiar muritori. Între campioane simți în campion, n-ai cum. Și eu să nu vă fie rușine cu sportivii români, pentru că sunt mândri. Și eu am fost tot timpul mândru de sportivii români și sunt în continuare. Am fost, oriunde am intrat din orice ramură sportivă, cu ticolor românesc, am fost mândru. Și am fost... Da. Moșule, pe tine te-a luat vreodată valul? Adică exact cum spuneai, la modul sincer acum, fără bășcălie, ai fost vedetă și înainte de 1990, pentru că erai un campion, clar, și oamenii ăștia ieșeau în față. Dar te-a luat vreodată așa valul? Adică să spui, mamă, aule, unde am, stai să mă opresc un pic, că parcă m-am dus prea departe? Sau ai fost tot timpul cu picioarele pe pământ, indiferent de ce s-a întâmplat? Pentru că, iartă-mă un pic, sunt unii fotbaliști sau unii sportivi cu care am vorbit și au spus, domnule, da, plecam de aici din România, mă duceam în străinătate, mi se părea că lumea e a mea, că eu dădusem 20 de goluri aici în România, și când m-am dus acolo am văzut că nu-i chiar așa și m-am întors coada între picioare. E cum să nu? Ai mare dreptate. Ai mare de toate. Se întâmplă, cum să nu, doar că depinde cine face lucrul ăsta. Eu ți-am spus, am venit aici și am luat de la zero. Am pus mănușile jos și am spus, gata, show me. What I have to do, nu? Și am luat de la zero. Și m-a pus în brațe, mi-a pus brațele, m-a coordonat, m-a așezat, uite, asta faci. Aia am făcut. Ceea și ce cu ce mai aveam eu din spate... Ceea ce n-am făcut în România, că România ia-l, rupe-l, omoară-l, dă-l pe spate. Păi cum? Că el nu vrea. Da. Noi încercăm, dar nu ne iese. Da. Moșule, tu ai avut idol? Idol ai avut? Normal, în copilăria noastră a fost Francis Vașar. El a fost imaginea noastră la juniori. Și odată ce am crescut cu el, n-ai cum să spui că altceva. Și ai zis asta? I-ai spus cândva treaba asta? De nenumărate ori. De nenumărate ori ce nu știe. Dar ți-ai dorit vreodată să ajungi să-l bați? Nu. Tu, moșule, șmecherul, nu voiai să-l bați? Nu, mersi. Puteți-l voi dacă... Nu, mulțumim și noi. Nu, zicem pas. Lasă, mulțumim mult, poate da. Da, poate să așa am zis eu. Da, păi cine suntem noi să... Lasă, să fim sănătoși. Da. Așa am zis eu. Mai bine bem un pahar de vin decât mă cer cu el. Da, exact. Nu mai bine bem un pahar de vin? Al doilea, al treilea. Când ai ajuns în boxul profesionist, corect, altă mâncare de pește și așa mai departe, în afară de faptul că te-a speriat vremea și te-au îmbrăcat oamenii ăia, ai simțit că e altă lume? Da. Chiar dacă și ei erau la început. Și ei erau la început, ajunsesești, cum ai spus și tu, la un club. În prima perioadă, deja am crescut o repriză, în loc de 3-4, care muream la 3 reprize. Trebuie să mai pun o repriză în plus. Da, corect. Nu? Formă încă două. Din nou. Formă încă patru. Și tot așa. Primul meci îl mai ții minte? Sau când ai fost anunțat, domnule, uite, o să lupți așa cu tare primul meci, care a fost reacția ta? Sau atunci, momentele alea dinainte?
Alea le țin minte, că a fost bam, 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 jos, bam, 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 jos. Nu-ți încarci memoria cu mult. Păi, pac, pac și... Și formă, când am bam, 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 jos, bam, 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 jos, am intrat în America. Și când m-am dus în America, tot așa, primele zile n-am văzut nimic. A treia zi am văzut pic cu ochiul drept. Și cum... Da. Și cum, și n-ai văzut nimic în America? Nu, primele trei zile nu. După aia am început... La dus am văzut ceva, dar la întoarcere n-am mai văzut nimic. Văzuse și la dus numai, ai venit pe același drum, nu mai trebuia. Dar era deja altă mentalitate, nu? Cu manageri, cu antrenori, cu față de ce era în România. Ei gândeau la fel cu rupel dacă poți? Adică săr pe el și omoară-l? Nu. În primul rând, lucrezi cu brațul din față și pregătești un atac. După care dezvolți atacul, după care trebuie să ieși în atac, stânga, dreapta, cu eschivă, cu revenire, cu una. Sunt multe modalități pe care le pregătești. Și toate le pregătești în funcție de adversar. Poți să ai adversar înalt, poți să ai adversar micuț, poți să fie grăsuț, poți să fie slăbuț, poate să se miște în out, poate să plece lateral. Deci tot timpul trebuie să pregătești. Tot timpul trebuie să ai un bagaj de cunoștințe. Și da, și pe mine m-au ajutat multe, multe lucruri, cu experiența mea, bagajul meu de cunoștințe. Gândiți-vă cu Balbi. Deci noi am pregătit ceva și n-am mers. Dacă n-aș fi avut un bagaj de cunoștințe să am de unde să scot, m-ar fi cocoșat. Dar nu, pentru nu, că ce pregătiți eu, n-am mers. Nu-ți faci mai multe tactici așa? Adică, domnule, stai că nu merge asta, că poate are și el să o schimb. Ai mai multe dosare, dar unde, ce tactici să faci? Mamă, pregătești ceva și pe aia mergi. Și mamă, ce deștept, ce bun sunt. Am pregătit. Dacă n-am mers, aia ăla aici. Te uiți după dosar. Dacă nu e pe acolo, te descurci. Asta e. Da. Noroc că am avut puterea și am avut puterea să-mi revin. N-am mai rămas. Deci mi-a spus ăsta, vezi că vine cu 6-7 stânci, blochează pe eschivă la dreapta și lucrez la corte, deja cap. El a stat lângă mine și tot timpul a terminat peste mine, ultima lovitură. El tot timpul a scos ultima lovitură și a zis, bă, ce dracu, parcă nu merg parcă loviturile nu era astea. Așa, da. Dar ce a fost, am făcut o revenire și am reintrat din nou în joc. Adică am intrat în ring. N-am mai fost ultimul cel care a atins el, am atins eu. Și atunci am zis, ups, stai că merge, asta trebuie făcut. Tuc, 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 tuc. Și am fost in-out, in-out. Corect. La București m-am descurcat mult mai bine. Da, un adversar greu, Balbi, că noi l-am primit aici cu pâine, cu sare, am fost la aeroport, vorbesc serios, l-am dus cu steagul Argentinei să se antreneze pe Voința sau unde s-a antrenat, a dat niște ture, adică noi am zis să fim băieți cu el. Da, mă bucur, sunteți foarte... Da. Nu, e un om, a fost un campion adevărat, unde a luptat pentru titlul câștigat, nu, chiar a meritat tot respectul, pentru că este un om deosebit. Țin legătura cu el și acum este un om deosebit. Noi am vrea, dacă se poate, și am avea posibilitatea într-o gală de box, de ce să nu facem mai fac un meci cu el, o reditare. Mamă, ce tare ar fi. Da, n-ar fi rău. O reditare, după ani de zile, așa cum a făcut Steaua cu Barcelona. Cum a făcut Tyson cu Roy Jones. Da. Cum a făcut Tyson cu Roy Jones. Pentru că păi da, chiar ați avea ce vedea. Păi da, moșu. Ce vedea, școala veche de... Păi da, dar tu nu mai faci categoria, că dacă ai slăbit 20 de kilograme, acum tu ești la 40, la cât ești? La 50 maximum. Vrei să mă ridic să-ți arăt abdomenul acum? Nu, am glumit. Nu, că dacă ne pui și pe noi să-ți arătăm abdomenul, chidem emisiunea după aia și după aia are rost. Dar știi că și noi mergem la sală de fiecare dată, avem o sală aici, da, aia de mese. Noi n-am nimerit sală, știi cum se da, zice. Noi, da, noi nu. Da, unii care apel, da. Pentru că am adunat și noi un anișor și mii de mulțumiri că v-ați uitat la noi un an de zile, pe 11 decembrie, dar pică sâmbătă, am zis să facem acest material un picuț mai special cu Leonardo Loftei, pe care l-am prins grație colegului nostru Silviu Corneanu, tocmai acolo în Canada, și am zis să-l împărțim în două episoade, în două bucăți. Punem punct final aici, primei părți, tragem semnul de carte și continuăm imediat mâine cu același lucru, cu partea a doua a interviului cu Moșu Doroftei. Încă o dată mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere! Stai, nu închide!
Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!